Macron ar putea anunța, marele joc, anunța trimiterea de soldați în Ucraina încă de săptămâna viitoare. Zice că instructori. Ca instructori. Profesorul Valentin Stan spune că el crede din cea că au avut o întâlnire aia și mai multe țări au hotărât asupra 5 puncte, deci prin și Franța și România, să trimit acolo instructori, agenți și așa mai departe. Credeți că de bun augur chestia asta pentru România? Sincer. Hai să citesc, stai să citesc un rând atâta. Franța ar putea trimite în curând instructori militari în Ucraina, în ciuda îngrijorilor unor aliați și a criticilor Rusiei, și ar putea anunța decizia săptămâna viitoare. În timpul unei vizite a președintelui ucrainean, au declarat 3 surse diplomatice, scrie Reuters. Da, este o nouă contribuție electorală la strângerea poporului rus în jurul Putin. Uneori ai impresia că stâmpiți. Dacă știi cât de cât istoria Rusiei și vezi narațiunile lui Putin, ele suntem într-un război cu Occidentul, nu cu Ucraina. Pentru că una e să spui rusului din la Vladivostok, mă lupt cu ucrainienii. Ei zice și cauți tu acolo, da. Și alte să spui noi suntem, pentru că nu întâmplător am citit despre istoria Rusiei enervându-i pe toți. Sunt câteva permanențe la toți țare, la istoria Rusiei, de la Rusia Chieveană, pe care o consider tot Rusia, și anume, încercuirea, chiar au fost încercuiți, adică erau întotdeauna, ei au fost primul val mongol. Moscova, cred că a fost, în Moscova au intrat de la polonești, că și polonești erau mari pe vremea aia, tătari, cred că de vreo 50 de ori, intrau și o ardeau. Fiind stepă și neavând astea naturale, s-a creat această, nu mai spun de Napoleon, s-a creat această imagine de încercuire. După asta, o altă caracteristică folosită și de, mai ales de Putin, era rolul bisericii. Noi suntem cum era. Vaticanul a fost prima Romă, a doua Romă a fost Constantinopolul care a căzut, Moscova, Rusia e a treia Romă și nu va fi o a patra. Deci atunci, tot ce se întâmplă acum, nimic nu era mai ușor, repet, de destabilizat regimul Putin, dacă acredita o ideea că se luptă rușii, da, cu ucrainenii. Da, și punea... Iar Occidentul a făcut absolut tot posibilul, da, să arate că e un, de fapt, un al treilea război mondial între Rusia, Occident, Statele Unite, da, și așa mai departe, nu? Da, dar în istoria Rusiei, toți țarii au mers, băi, cu mici excepții, pe această temă. Noi suntem izolați, noi suntem încercuiți și culmea nu estul a fost pericol pentru ei, ci vestul, catolici și est. Și acum, și poți să-i, adică, cum te poți duce acum la rusul de rând și să-i spui, domnule, când tu vezi că de ce, adică prima întrebare care mi-aș pune eu ca rus, dar de ce se ducă instructori militari în Ucraina?